De-a lungul Transfăgărășanului, la 40 de kilometri de Curtea de Argeș, între versanții Pleașa și Vidraru, se află lacul și barajul Vidraru, construit între 1960 și 1966, pentru producția de energie electrică, irigații și prevenirea inundațiilor, fiind acum un loc excelent și pentru recreere, turism și sporturi, de pildă sportul extrem de bungee jumping. Barajul se situa la data finalizării, măsurat la înălțime, pe locul 8 în Europa și pe locul 20 în lume. Mii de oameni au forat galerii subterane lungi de 42 de kilometri, s-a excavat 1 milion de metri cubi de rocă subterană, s-au turnat aproape 1 milion de metri cubi de beton, iar sacrificiile umane au costat peste 80 de vieți. Între munții Frunții și masivul Ghințu, în apele lacului se adună râurile Capra, Buda și câțiva afluenți direcți, râul Doamnei, Cernatul și Vâlsanul, Topologul, râul Valea lui Stan și Limpedea. Uzina de energie hidroelectrică Vidraru amplasată subteran la 104 metri adâncime poate produce, într-un an hidrologic mediu, energie electrică de aproximativ 400 GWh, având o capacitate instalată de 220 MW. Venind dinspre Curtea de Argeș spre DN1, comuna Cârțișoara, pe drumul ce trece prin fața uzinei hidroenergetice Vidraru, pe baraj, vedem prin dreapta lacului Vidraru spectaculosul Transfăgărășan, iar noaptea, conturul barajului se poate vedea din avion, fiind luminat electric. Se poate ajunge la baraj pe malul estic al lacului, pe drumul ce urcă la Bâlea, iar din capăt spre stânga, se ajunge la depresiunea Cumpăna. Priveliștea de pe Belvedere este de neuitat, fiind un punct de mare atracție turistică.